Reprezentanții instituțiilor statului au reacționat astăzi după ce ieri liderul PSD Liviu Dragnea a declarat că ar fi fost ținta unei tentative de asasinat și că acest lucru ar fi fost cercetat de autorități. Surse oficiale din cadrul parchetului general au infirmat existența unei plângeri, investigații și chiar informații privind tentativa de asasinat asupra lui Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților și al treilea om în stat, a scris G4 Media.ro. O reacție similară a venit și dinspre DICOT. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Cot nu au un lucru vreun dosar referitor la o presupusă tentativă de asasinat asupra lui Liviu Dragnea, au declarat pentru Mediafax.ro surse judiciare. Potrivit aceleiași surse, nici Serviciul Român de Informații nu a primit nicio sesizare oficială din partea președintelui Camerei Deputaților Liviu Dragnea în legătură cu o presupusă amenințare la integritatea sa fizică. De altfel, Liviu Dragnea a revenit astăzi cu unele precizări despre ce s-a întâmplat în urmă cu un an. Eu aveam informația că s-a deschis un dosar. Informația asta poate să fie corectă sau nu. Eu așa am auzit. Nu am dat foarte mare importanță faptului că s-a deschis un dosar și s-a clasat. Dacă informația informația a fost corectă, probabil că o instituție va spune, pentru că eu n-am sesizat pe nimeni. Eu n-am avut încredere să mă duc să fac nicio sesizare. Vă dau un exemplu. Eu i-am făcut o plângere în 2017 domnului Mircea Marian și până astăzi nu am primit nimic. Păi însemna că fac degeaba. De ce să mai fac eu o sesizare la parchet? A declarat astăzi Liviu Dragnea. Președintele PSD a declarat aseară într-o emisiune televizată că anul trecut, în luna aprilie, ar fi fost victima unei tentative de asasinat.